Sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 17, la Galeria Arta din Câmpul Lung va fi deschisă o expoziție la care vor participa mai mulți artiști plastici. Aceștia vor contribui la prima ediție mușceleană înscrisă la evenimentul național Noaptea Albă a Galeriilor. Detalii vă prezentăm în momentele următoare, chiar din partea organizatoarei, stabilită de mai mult timp la Câmpul Lung. Sunt Elmira Sabo și aș vrea să vă invit la o expoziție la Galeria de Artă, sâmbătă, de la ora 5. Aș vrea să mulțumesc domnului Cristavu și domnului Crăciun, curatorul galeriei, pentru că ne-au găzduit evenimentul. Am reușit să invit artiști plastici și Câmpul Lungean, în sensul că mulți s-au mutat la Câmpul Lung și alți câmpulungeni care s-au mutat din Câmpul Lung. Și a fost foarte interesant să descoper între artiști plastici cunoscuți în București că de fapt sunt din Câmpul Lung. Am propus o temă, mie mi s-a părut foarte simplă, dar și provocatoare, harta Câmpul Lungului. Mi-a plăcut că harta include și cuvântul arta. Va fi despre orașul Câmpul Lung, despre cum trăim spațiul. Adică noi știm istoria orașului, știm istoria clădirilor, dar trăim într-o realitate și să vedem cine ce pune în valoare din oraș. Au sosit lucrări foarte, foarte interesante. Totdeauna pentru un organizator e interesant să vadă la o expoziție de grup cât de diverse sunt lucrările. Am și emoții, pentru că eu nu am propus o limită de dimensiune sau materiale și vom avea și lucrări foarte mari, cu tehnologie diversă și foarte variate. Mă bucur foarte mult că am reușit să înscriem evenimentul la Noaptea Albă a Galeriilor, care este un eveniment pe țară în aceeași timp. Se vor deschide galerii în mai multe orașe, anul acesta și la Câmpul Lung. Am gândit un eveniment în trei spații, la Galeria de Arte, la un alt spațiu care noi denumim Atelierul Tabaci. Este de fapt autogara Tabaci și de data asta tăiem panglica simbolică. Și într-o cafenea vom închide seara Noaptea Albă a Galeriilor din Câmpul Lung. Un alt loc în care se vor desfășura activități cu specific artistic va fi chiar zona autogării Tabaci. Aici suntem la autogara Tabaci, unde dorim să facem prima expoziție cu ocazia Noaptea Albă a Galeriilor și vom tăia o panglică sau o sfoară sau ceva simbolic, pentru că am dorit să fie o galerie constantă, cu expoziții și spațiul m-a provocat de mult de când așteptam aici autobuzul spre Bugea de Jos și mi-a plăcut cât de diversi sunt cei care trec la autogară. De la turiști, la oameni care se duc acasă la țară sau la pelerinaj și tineri care vin de la licee, adică mi se pare un punct de întâlniri și mi-ar plăcea să facem expoziții pe teme contemporane despre orașul în care trăim. Am dorit să amenajăm spațiul cât să se potrivească unei galerii și vom picta și peretele de beton de sub pod. Chiar dacă nu reușim acum la Noaptea Albă a Galeriilor, așteptăm aprobarea de la primărie. Dacă ajunge din timp, ne vom pregăti. Dacă nu, va fi oricum pregătit pentru altă ocazie. La Mușcel TV vom reveni cu detalii după eveniment.